pregătim varză călită cu cârnați. Avem o varză dulce de circa 1 kg și jumătate, 350 de grame cârnați oltenești, 3 linguri de ulei, 2 foi de dafin, o lingură pastă de tomate, sare, piper boabe, semințe de chimen și de mărar și mărar proaspăt. Tocăm varza fideluță cât puteți de subțire, presărăm cu sare și o frecăm. Lăsați varza să stea cu sare o jumătate de oră. Punem uleiul într-o cratiță cu fund dublu și adăugăm cârnații. Îi tăiați așa cum vă place, pot să fie și bucăți mai mari. Și îi lăsăm să se rumenească puțin și să-și lase grăsimea în ulei. În cazul în care alegeți să faceți rețeta tradițională, care este și cu ceapă, acum este momentul să o adăugați. Trebuie să tăiați două cepe solzi, deci să fie tot fideluță cum este varza, și să o căliți împreună cu cârnații. Eu am ales să fac varianta fără ceapă, pentru că mi se pare că varza este mai ușoară fără ceapă. Adăugăm varza. O adăugăm pe rând ca să putem să amestecăm. Amestecăm bine. Adăugăm foile de dafin, o linguriță de boabe de piper, o linguriță semințe de mărar și o linguriță chimen. După ce amestecați foarte bine, dați focul mai mic și acoperiți cu capac. Vom lăsa varza la foc mic timp de 45 de minute, amestecând din când în când ca să nu se lipească de fund. Așa arată varza după 45 de minute. Dacă între timp vi s-a părut că nu a lăsat suficientă zeamă ca să se poată înmuia, puteți să adăugați o jumătate de cană de apă, pentru că nu toată varza este la fel și unele pot fi mai zemoase, altele nu. De exemplu, varza nouă își va lăsa foarte multă zeamă. Varza veche nu va face acest lucru. Noi am avut noroc și a fost o varză foarte bună. Adăugăm pasta de tomate. Puneți în funcție de gust sau puteți să nici nu adăugați dacă nu vă place. Sau puteți să puneți puțină boia în loc de pasta de tomate. Adăugăm și mărarul tăcat. Amestecăm bine și mai lăsăm un sfert de oră fără capac, tot la foc mic, după care varza este gata. Și acum amestecați mai des ca să nu se lipească. Și aceasta este varza călită cu cârnați. O puteți servi cu mămăligă, cu ardei iute, cu smântână, în funcție de preferințe și așa cum vă place.